Bună ziua tuturor! Astăzi a avut loc ședința Consiliului Național Politic al Platformei Demnitate și Adevăr, care va continua și după această conferință de presă. Principalele două teme de discuții au fost, evident, pregătirea partidului de alegerile locale, cât și un alt subiect de interes național, care se întâmplă, din păcate, în Republica Moldova și la fiecare scrutin, după fiecare schimbare de guvernare, vedem aceleași practici care se întâmplă legate de traseismul politic. În urma discuțiilor și consultărilor cu președinții organizațiilor teritoriale din partea platformei DA, în special în ajunul emoțiilor electorale care se întâmplă în fiecare localitate și în fiecare raion al Republicii Moldova, ce se referă la traseismul politic al consilierilor locali, al primarilor, venim cu următoarea propunere legislativă pentru Parlamentul Republicii Moldova. O practică aplicată în România din 2004, și anume o practică de a combate traseismul politic la nivel local. Această practică presupune modificarea cadrului normativ, și anume a legii cu privire la statutul alesului local, în vederea interzicerii consilierilor raionali, consilierilor locali și chiar a primarilor să migreze dintr-un partid în altul, sub sancțiunea convocării alegerilor anticipate. Aceste prevederi aplicate în România presupune că odată ce a fost votat în cadrul scrutinului electoral un consiliu local sau un consiliu raional, listele pentru acești consilieri se fac de către partidele politice. Cetățenii Republicii Moldova merg și votează niște liste a partidelor politice. Iar practicile noastre anterioare demonstrează că, în special în urma schimbării guvernării sau în urma practicilor des folosite prin intermediul coruperii aleșilor locali, acești consilieri migrează în alte formațiuni politice, astfel este compromis întregul proces electoral, procesele democratice din Republica Moldova, cât și lipsesc de legitimitate organele elective din localități. În legea privind statutul alesului local din legislația României, la articolul 9 prevede că consilierul local, în momentul în care a fost votat de pe lista unui partid politic și pleacă în alt partid politic sau este demis de către partidul politic care l-a delegat în această funcție, acesta își pierde mandatul de consilier. Aceeași practică noi o propunem să fie aplicată și în legislația Republicii Moldova, în legea privind statutul alesului local, la articolul 5, care prevede modalitățile în care își pierde consilierul mandatul de consilier, adăugând pe modelul României compartimentul în care consilierul își pierde pe lângă deces, incompatibilitate, neprezentarea la ședințe, funcția de consilier și în cazul în care acesta este demis de către partidul politic pe lista căruia a candidat la alegerile precedente. Analogic cu această prevedere, noi propunem să fie introdus o atare modificarea în legislația Republicii Moldova și în raport cu primarii care își pierd funcția de primar în cazul demisiei din partidul, din partea căruia a candidat la scrutinul precedent. Și vă dau doar câteva statistici din practica României la acest capitol. Aceste discuții în România au început în 2004 cu privire la combaterea traseismului politic, care atingea cote maxime. În momentul în care se schimba guvernarea, majoritatea primarilor erau atrași prin diferite mecanisme care sunt perfect cunoscute și de către colegii noștri președinți de organizații raionale, referitoare la bani din buget, dacă nu ești cu partidul din guvernare, nu ai bani de la bugetul public național, și inclusiv cu aplicarea unor acțiuni mai coercitive și cu implicarea unor structuri care nu trebuie să se implice în procesele electorale. La noi asta se folosește Autoritatea Națională de Integritate, CNA, Inspecția Financiară, și chiar dacă nu ai probleme cu organele coercitive ale statului, partidele de guvernământ sau reprezentanții acestor partide de guvernământ promit aleșilor locali care refuză să adere la partidul de guvernământ
probleme cu aceste organe. În momentul de față, nu a rămas foarte mult timp până la alegeri locale, cotele de traseism politic în Republica Moldova atinge cote, haideți să spunem, maxime. Pe de o parte, avem niște grupări criminale finanțate de oligari sau de către Federația Rusă, care mituiesc primari, consilieri locali, consilieri raionali, promit mii de euro pentru ca aceștia să adere la partidele care mai nou acum sunt create pe bandă rulantă. Și pe de altă parte avem partidul de guvernământ, care iarăși mituiesc aleșii locali doar că folosind banii din bugetul public național sau promisiuni de rezolvare a problemelor juridice, de integritate sau promisiuni de creare acestor probleme juridice sau de integritate aleșilor locali care refuză să adere la acest partid. Aceste alegeri locale sunt extrem de importante pentru partidele politice, în special pentru partidul de guvernământ, prin asigurarea unei legitimități electorale. Și de asta în momentul de față se comit extrem de multe abuzuri. Anume, prin legea asta, analogică cu legislația din România, traseismul politic, chiar dacă nu va fi la nivel local, chiar dacă nu va fi anulat definitiv, va fi diminuat considerabil. Spre exemplu, în România, după modificările legislative cu privire la combaterea traseismului politic la nivel local, traseismul politic a scăzut sub 5%. Acum închipuiți-vă situația din Republica Moldova și cu anii precedenți inclusiv, când Partidul Democrat a luat sub 200 de primari, în momentul în care a ajuns la guvernare sau să controleze Republica Moldova, de iure cu cerere în partid au avut peste 500 de primari, iar de facto și mai mulți primari care susțineau direct sau indirect Partidul de Guvernământ pe atunci și toată lumea condamna că acești primari au trecut prin presiuni, prin intermediul procuraturii, CNA, Autorității Naționale de Integritate sau fiind mituiți și așa mai departe. Aceste practici, cu siguranță, dacă o să mergeți în raioane și inclusiv fără camere, o să discutați cu primarii, se repetă și în zilele noastre de către, mai ales în contextul acestor alegeri locale. Spre marea uimire a tuturor aleșilor locali și a întregii comunități în România, în urma unor sondaje făcute în România înaintea adoptării acestei legislații, peste 70% din primari au susținut această lege care să combată traseismul politic la nivel local. Și nu doar au susținut, ei au fost practic principala forță motrige care a promovat acest proiect legislativ, pentru că vă dați seama, fiind un partid în opoziție, vrea să combată traseismul politic. Fiind un partid, sau ajungând un partid la guvernare, el beneficiază în urma acestui traseism politic, anume din considerentele pe care le-am descris anterior. Să concluzionăm. Platforma Demnitate și Adevăr va emite luni proiectul de lege gata făcut, doar necesită semnătura unui deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care va diminua considerabil traseismul politic la nivel local. În același timp, pregătim mai multe modificări și acțiuni care să combată acest traseism politic și la nivel național. Chiar dacă este mai greu, chiar dacă există interdicția sau prevederea în Constituția Republicii Moldova care cumva spune că mandatul unui deputat este imperativ, oricum solicităm ample discuții pe platforme largi, atât în societate cât și pe platformele guvernamentale, în care să vorbim despre aceste probleme și să găsim soluții, inclusiv organizarea unui referendum republican privind eliminarea traseismului politic atât la nivel local cât și la nivel central, pentru că în fiecare scrutin, în fiecare legislatură, în fiecare campanie electorală, noi vedem cum deputați, primari, consilieri locali, consilieri raionali se vând pe bani sau în urma unor favoruri și toată lumea condamnă acest lucru, dar nimeni nu vine cu inițiative concrete. Luni, astăzi anunțăm această inițiativă legislativă în cadrul conferinței de presă, iar luni proiectul scris
va fi expediat în adresa Parlamentului Republicii Moldova, căruia îi solicităm să-l voteze de urgență. Și apropo, în România, combaterea rasismului politic a fost ferm susținut și de către Uniunea Europeană și așteptăm același lucru din partea partenerilor noștri de dezvoltare pe platformele guvernamentale în care să susțină acest proiect și să combatem pe de o parte rasismul politic, pe de altă parte corupția electorală și în ultimul rând să facem o curățire amplă în rândurile partidelor politice. Noi vedem cum primari compromiși trec sau migrează dintr-un partid în altul și se mențin în funcțiile pe care le dețin doar grație faptului că merg la președintele partidului la nivelul Chișinăului și se înțeleg, hai, eu anul ăsta o să merg cu partidul care îl reprezintă. Și această practică o vedem acum. Scapă de toate problemele, de dosare penale. Noi avem primari care au condamnări definitive și irevocabile la ultima instanță și aici s-a oprit absolut niciun fel de consecință pentru acești oameni. Nu a survenit din punct de vedere legal, din simplu motiv că astăzi ei sunt membri ai partidului de guvernământ. Cu asta o să finalizăm. Luni o să expediem inclusiv colegilor dumneavoastră din mass media draftul proiectului legislativ, care ulterior va fi expediat și în adresa Guvernului Republicii Moldova și în adresa Parlamentului Republicii Moldova, cărora le vom solicita să-l adopte în regim de urgență. Mersi foarte mult! Mersi, colegi!